Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. După multe amânări și tergiversări, problema câinilor fără stăpân de pe străzile orașului Făgăraș va fi în sfârșit rezolvată. Adăpostul, construit de administrația locală în parcul industrial, a primit în cele din urmă avizul de funcționare. Astfel, hinghierii din Brașov vor putea veni în zilele următoare pentru a aduna animalele din municipiu. Câinii comunitari nu au mai fost adunați de pe străzile orașului încă din vara lui 2010. Faptul că Făgărașul nu dispunea de un adăpost pentru animalele fără stăpâni a determinat pe hingherii de la Brașov să refuze să strângă patrupedele. Acest lucru a dus la înmulțirea lor. De multe ori, animalele au devenit agresive și au mușcat oameni. Astfel, lunar, la spitalul din Făgăraș au ajuns 10 de persoane. E cineva de vină, dar ei nu sunt de vină, că-s vagabonzi. Mi-e milă de mi se rupe inima de ei, să știți. Știți ce aș vrea eu? Să-i ducă undeva într-un azil și să se facă în Făgăraș un cimitir de câini și de pisici. Nu când moare câinele sau pisică, unde o arunci? Arunci undeva unde nu-i permis. De când ești vagabond cel care a scos legea cu câinii? Întâi și întâi pe ăla l-aș lua la întrebări. Pentru că se investește într-un câine mai mult ca într-un copil în România. Și nu sunt de acord cu treaba asta. Hai, că pe mine nu mă mușcă, dar sunt femei atâtea pe care le atacă. De exemplu, duce-vă lângă cetate, că sunt mulți. Când începe să latre, se adună 10 pe 14 câini care atacă. N-ați văzut cazul ăla cu femeia la televizor, mâncată de vie? Nu, trebuie să facă ceva statul român și ori să schimbe legea, ori că pe vremea răposatului la al doilea câine deja plătea impozit. Mușcă oameni, copii, vin de la școală, și în 13 decembrie și peste tot locul numai câine. Nu știu, nu-s bolnav, mușcă oameni, oamenii suferă din cauza lor. Nu știu de ce nu se ia nicio măsură. Fie că ne sunt cei mai buni prieteni, fie că sunt adevărate pericole, câinii trebuiau să ajungă într-un loc amenajat unde să fie îngrijiți și nu pe străzile orașului. Astfel, autoritățile au fost nevoite să construiască un adăpost cu această destinație. Însă nu a fost foarte simplu, pentru că acesta trebuia să îndeplinească anumite condiții impuse de Uniunea Europeană. Iată că după mai multe luni de controle, modificări și aprobări, adăpostul a fost realizat și a primit și aviz de funcționare. Am primit în sfârșit avizul de la Direcția Sanitar-Veterinară pentru adăpostul de câini comunitari. Practic mâine vom demara acțiunea de strângere a câinilor vagabonzi de pe străzi, urmând ca să gestionăm acest fenomen. În primă fază o să strângem în adăpost atâția cât adăpostul permite. În a doua fază o să apelăm la un medic veterinar pentru a îi steriliza pe toți. Astfel, o problemă stringentă a municipiului este pe calea de a fi rezolvată. Totuși, este nevoie și de voluntariat în întreținerea acestor animale. În paralel, facem apel la toate ONG-urile care sunt dornice să colaboreze cu noi în această privință, pentru a contribui cu hrana necesară acestor câini pe perioada următoare. În cazul în care adăpostul nu va putea găzdui toate animalele, ținând cont de capacitatea limitată a adăpostului, circa 100 de locuri, reprezentanții administrației locale spun că au în vedere posibilitatea sterilizării și crotalierea câinilor. Apoi, animalele mai mici, care nu reprezintă un pericol pentru oameni, vor fi lăsate libere prin oraș. Ele vor fi date și spre adopție celor care doresc un câine acasă.